Salutare tuturor, eu sunt Speedy, iar meciul ăsta vom juca mid lane Oriana. Se pare că au făcut first blood la invade, ca de obicei. Am început cu EU pentru că joc împotriva Ahri și nu vreau să pierd prea mult HP sau să-mi pierd poțiunile early game, iar EU-ul îmi dă 10 additional armură și 10 extra armură și magic resist. De asemenea pot să-l folosesc ca să-mi dau shield atunci când încearcă să-mi dea Haras cu Q-ul. Wow, chestia asta nu mă ajută deloc, a lăsat un kill la invade. Încerc să-i dau un shield de Lizzie lui sau... Na, nu voi face asta, pierd mana. Mai bine folosesc mana ca să dau trader pe mid. Are două dorane. O să fie iad lane-ul ăsta pentru mine. Pot să las să mă pușeze altfel, ar prinde avantaj mai mare, atât. Și asta? Nice. Trebuie doar să încerc să-i dau outsies. Să se sperie acum. Are... A început cu charm. Asta nu e posibil să... Da, nu are Q-ul și... După cum ați văzut acolo, am speriat. I-a fost frică să vorbim de creep. Și a fost oră pentru mine să iau 3-2 ăla, să-mi iau charm ca să-mi dau din ăla 2 creep sau 1, cât a fost. Ok, dau un auto-attack, încă unul. Și aici ar trebui să iam pe toți. Și pe asta. Și pe asta, ok, good. Avem perfect CS din două wave-uri. Merge bine până acum. Am văzut că Elise bătea acolo, dar în mod normal n-ar trebui să aibă probleme 1 pe 1 cu Elise în momentul ăsta al jocului. Ci doar după level 6. Trebuie să încerc să pun presiune pe lane, altfel o să-mi intre creeping turn și fi nevoie să-mi folosesc toată mana ca să farmez. Am vrea să întâmple asta. Ok, dau puțin damage în ăsta, altfel o să moară. În continuare avem perfect CS, cred. Și dăm out CS Ahriului, chiar dacă a primit avantaj la început cu acel extra Doran și Doran Ring. Nu știu cum câștigă cumva. Ok, no more perfect farm, yes. Să-mi dea ce arma aici, eram sigur. Cu lane-ului. JK, trebuie să mă dau back, altfel Bart o să fie ca un ghimpe și o să vină să-mi oprească pericolul. Dar este Udyr top. Aparent chiar e Udyr top. Nice. O să cumpăr Negatron Cloak pentru că nu vreau să mor pe lane și... Și un Pink Ward. Și vreau să-mi iau totuși o poțiune, dar mi-ajunge asta și Pink Ward e mult mai important versus Bard și Lee Sin. Iar pink-ul ăsta o să trebuie să-l placez undeva în zona asta ca să-mi iau rămuri de pe bot side cu tunel. Iar Ahri fără ignite nu poate să mă moare dacă atât timp cât am Negatron Cloak. Trebuie să farmăm cu auto-atacuri cât mai mult, nu vrem să ne consumăm tot mana pool-ul în momentul ăsta. Ok, trebuie să dau la asta. Vreau să mai folosesc mana, mai bine pierd CS decât să folosesc mana. Ahri nu are 6 încă, deci nu-mi fac griji cum că ar face rău. Aș fi dat mai multe ping-uri dacă aș fi crezut asta. Ok, și o să scot chestia asta, cum el vrea să pușeze. Prins acel... No? What? Cum a luat chestia aia?
ultima dată înainte ei. Are level 5 încă, am putea să facem kill. Sau să fim mai agresiv, dar e foarte probabil ca el să facă level 6 după creep-ul ăsta. Pare că a făcut. Probabil e sine în zona aia, de-aia joacă pe partea de sus. Eu am viziune pe partea de bot side, deci o să joc în partea aia. Până dacă aș sta în partea asta ar fi foarte stupid. Vedeți cum sunt poziționat în partea asta pentru că am viziune aici. Dacă n-aș fi, dacă aș a avut viziune în partea asta, aș fi stat pe partea cealaltă. O altă chestie ar fi match-ul ăsta joc cu teleport, pentru că nu prea pot să o abuzez pe Agri pe linie, având în vedere că are 3 dash-uri și nu sunt la fel de mobil cum este el. Tot ce face e să dash-o la lane. Nu știu cât o să-l ajute chestia asta. Toate charm-urile le am aici, asta nu știu ce să... Să dau recall rapid, să-mi iau iteme și dacă mai am timp să dau teleport botle. Dacă mi-aș date pe momentul ăsta, mi-aș lua stun de bar sau pur și simplu ar fugi în partea asta. Trebuie să fac atunci când sunt în fight. Și Elise ar fi bine dacă n-ar mai încerca să facă 1v1 cu laner-ul meu, când are două levele sub el. Ahri flash. Vreau să știu dacă mai are flash sau nu. Să știu dacă pot fi agresiv, toate că probabil voi fi agresiv oricum, nu mai are mana. Nu, creep-ul ăla n-ai voie. Chiar dacă mi-am luat Negatron nu voi face abisat primul item, în schimb voi merge pe Morello ca să pot să dau one shot la backline dintr-un simplu QW. Și n-am început meciul prea bine, doar 3-0. Și încerc să dau shove la linie, la wave-ul ăsta cât mai rapid posibil. Vreau să intre, să împing wave-ul în turn. Oh, mai play Bobby. Se pare că a ajuns și el pe lane și are Mercury's. E bine că nici Lizinul lor nu-i mai priceput ca Eliz. Deci destul de echilibrată jungla. În momentul ăsta ne jucăm tot pe une la nivel de challenger. Astăzi probabil o să fim și noi promovați după cele 24 de ore. Iar mâine și pe mine vom încerca să intrăm în top. După cum vedeți încă avem ping-ul la up și trebuie să jucăm în continuare după Ahri și aici că e Ahri. Trebuie să am grijă de risca de un copil mic. Pentru mine jungla nu e o chestie ce mă ajută, e o responsabilitate. Trebuie să am grijă să nu moară când mă joc lane. Mă spuneam încă o dată. Elise striking again. Nu sunt toxic. Ce crezi că nu mai tu dai de-astea? Și-o am flash. Please, de ce-mi dai bait? Merg pe jos până-n bază și nu voi lua probabil un fiend, nici codex plus amplifying tom. Poate că și boots ar fi o idee bună, pentru că nu mai am flash-ul. Ahri și-a dat flash, ia. Aș mai lua un ping, dar nu cred că e nevoie. Simba să-mi iau cu o poțiune.
N-aveam cum să-l ajut. Bine. Fain campion. Și are într-un mod polifticos. Vrem să se supere și de asemenea. Nu facem flame. Chiar oricât de bad ar juca el, să încercăm să nu-i facem flame. Să știa, ar putea să meargă bot. Trebuie să pușez. Pățești. Iubesc să mă joc mid lane. Atât de amuzant. L-avem pe Cristiano Ronaldo 007 în... să ne dorim mai mult. Ca să ia lanterna. Deci așa nu e rău. Mi-era teamă că Ahri o să facă rombot și o să moară botul meu. Și de-aia am încercat să pușez partea asta. Plus că pe Lee Sin nu l-am văzut mergând în jungla noastră. Probabil a luat-o pe aici și nu aveam oar. Cum vedeți, oardul ăsta e destul de recent. Dacă am fi avut oard aici, n-aș fi murit. Pentru că aveam oardul ăsta ce m-a protejat atâta timpul. Știam doar că Ahri în jungle, nu știam nici de ce. O să fie un match interesant. Chiar o să fie un match interesant, sper să-l câștigăm. Aș vrea să-mi las un nor și în partea aia cu Mahri sau să-mi... spate, nu cred că să-mi iau colea sau ceva. Și nu am nici pink ward. Niciodată. Dupara avea pink ward-uri. A avut unul singur aici și l-am scos. Și am așa dat un back foarte bad, cred că o să pierdă tot farmul ăsta. Bard. No, no! Mulțumesc. Ok. N-a fost rău, n-a fost rău deloc. No! Ah, ok, am luat puteți. Puh. Cum vedeți, avem 124 CS în minutul 14, ceea ce nu e foarte rău. Adică e un farm ok. Minutul ăsta îl jocurim. Deal cu Blade of Drinking. Trebuie să pușesc chestia asta, chiar dacă mi-au damage, trebuie să pușesc mai rapid posibil. Altfel Ahri o să obțină kill-uri degeaba acolo. Și următor wave. Și o să las un ward aici să nu mă trezesc că vine peste mine și îmi dă collapse. Probabil nu mai are ultima de a folosi atunci. Încercăm să mă omoare. Dau un Q-dumblu pe backline. Ok, și acum o să mă dau back pentru că nu mai am mana. El probabil are flash, o să încerce sau vrea să încerce să-mi dea flash, ulti, charm și toate cele, dar nu o să-i permit așa ceva. Să-mi iau un sorcerers, next item, cum și el are sorcerers. Avem nevoie de mobilitate și... fiind deci codex, probabil o să pierdem turnul cum nu ne face nimeni cover. Dar nu mai puteam sta acolo, mi-aș fi la dive, plus că Udyr, cum ne-am pierdut turnul aici, Udyr ar fi putut să-mi vină din spate și mi-aș fi la dive.
fost call-ul corect acolo. Staura acolo, dar mi-era că mi-o iese din range. E? Chio? O să vină din zona asta. Și nu vreau să mă duc frontline. Dă-i E, copii. Înțeleg exact cum l-am murit de Simon. Toată chestia asta. Și pare îmi vine barnă spre noi. Da, am murit aici. Sau nu? Bad. Măcar ne-a omorât bard, ne-a omorât altcineva. Nu știu exact cum a scăpat Lysina acolo, trebuie să mă uit la replay. I-am dat auto attack și știu că și-a dat shield, dar am greu să blocheze tot damage-ul ăla. Și apare dragonul. A fost un fight foarte prost pentru noi că a prins Lysina ultimata pe Poppy și a aruncat-o în 3 persoane. If you go top, Ezreal, you lose Drake. Vreau să scăpați să-l omoare Udyr. N-are rost să-mi dau TP aici. Nu știu unde sunt ceilalți. Nici ei nu știu unde sunt ceilalți. Să-l ajut. Vă să-l dea flash acolo. Așa să prind pe Jhin. Să-l încerc asta. Poate că probabil o să-și dea recall după... Să pușează chestia aia. Poate-l prind aici, totuși. A, e de simplu. Never mind. Putem. Just do it, guys. Do it. Am probabil să scape cu chestia. Să-l las pe trei să intre primul. Sunt dat TP-ul acolo, dar... Adică pot să-mi iau dive de la Udyr, dar e foarte rău tot. Și acum probabil o să mai pierdem un contur din cauza a ceea ce a făcut copii. Tot pot să-mi dau TP-ul acolo, nu-s chiar atât de lung să pierd. Sunt mort. Bine. Să moară și aia.
cum spuneam, nu e foarte inteligent Battle Goddess. Dar ne descurcăm cu ce avem. Ce e amuzant, în schimb, e că tipul cu Elise face flame pe Poppy, după ce Poppy a făcut 1v2 de 2 ori, cred. Și... No, I can carry this. Mai am comentarii pentru Elise-ul ăsta. Și-a dat surrender. E bine, ăsta a fost match-ul. Eu am încercat să câștigăm, dar aparent nu am avut succes în asta. Dacă v-a plăcut și ați învățat ceva din video, cum să vă țineți lane-ul și să câștigați trade-uri și chestii, puteți să dați un like și subscribe, apreciez foarte mult și asta a fost pe ziua de azi, ne auzim mâine, la revedere!